primăria Cernavodă vine cu o investiție importantă aici. Este o investiție care asigură nu doar condițiile de lucru copiii, dar asigură sănătatea și confortul lor. Le-ați făcut o clădire care este mai călduroasă și le oferiți toate aceste condiții pentru a învăța ceea ce trebuie să învețe. Suntem într-un program de reabilitare, este creșa numărul 1. Sunt bani de la guvern pe programe de RAP, 736.000 de RON. Pentru această instituție. Suntem, după cum vedeți, în proces de transformare totală. Am văzut că se lucrează și pe exterior, dar și pe interior, la tot ceea ce presupune, dar mai mult decât atât, ați venit și cu mobilier nou. Da, avem mobilier nou, după cum ați observat, este un mobilier, cred eu, bun, cel puțin doamna administrator susține că este pe măsura așteptărilor, iar pe cel vechi pe care îl vedeți aici, intenționăm să-l dăm la celelalte creșe din teritoriul pe care le-am mai dotat, cum ar fi creșa din Castelul. Am dat tot așa niște pătuțuri și intenționăm și pe acestea să le dăm în zonă celor care au nevoie. Se termină un an, începe un alt an, primăria investește în partea asta de educație și în tot ceea ce presupune condițiile pentru elevi și pentru preșcolari. Cu ce vă implicați și cu ce aveți de gând să vă implicați în continuare în partea asta de, crearea condițiilor necesare pentru elevi și preșcolari? Anul acesta au fost reabilitate toate grădinițele și programul va continua și la anul, pentru că, din câte a constat, au cam întârziat constructorii, dar asta nu înseamnă că va fi un impediment să nu intrăm în normalitate, în sensul că la începerea anului școlar și a programului de grădiniță, toate să fie reabilitate, asta înseamnă până pe 15 ianuarie. Cel puțin asta este promisiunea celor care au antamat aceste lucrări și au obligația să le termine. Sunteți mulțumit? Pentru că banii sunt investiție. Deci banii avem, important este să-și facă treaba ca să putem să ne facem plățile. Sunteți mulțumit de ce a ieșit? Cum arată totul? Important este să fie mulțumit cetățeanul. Eu sunt mulțumit, dar vă dați seama, important este părintele să simtă. Uitați, chiar astăzi eram foarte impresionat când am venit la doamna administrator, căldura care este în această instituție. Până acum, din câte am înțeles, nu a fost chiar așa de cald. Acum, prin investiție pe care am făcut-o, este fantastic. Ce temperatură avem? 24, 25? Da? Cam 25 de grade. Este foarte bine când afară sunt minus 5. Cum v-a ajutat toată această investiție a primăriei pentru a oferi copiilor de care aveți grijă aici o viață mai bună și condiții mai bune de lucru? În primul rând îi va ajuta, cum să vă zic, pentru o dezvoltare armonioasă. Vom avea jucării, vom avea mobilier nou, vom avea pătuțuri care le vedeți aici vor fi noi și eu spun că le asigurăm o siguranță mare și prin prisma lucrărilor care se fac. Ce lucrări s-au făcut până acum? Păi, în primul rând, s-au schimbat geamurile, s-a făcut învelișul clădirii, instalația de căldură s-a îmbunătățit, se vede că este mult mai cald aici. Este mult mai cald aici, da. Și eu sper să fie mulțumiți. Și părinții, dar și copiii. Copiii cu siguranță le place oricum. Câți copii aveți aici? Avem 25 de copii. Este o creșă cu program prelungit? De la 7 dimineața pot veni copiii în creșă până la 5 după amiaza. Aici se mănâncă, aici se doarme, aici se joacă, aici se învață, ca să zic așa, deprinderile de care au nevoie pentru a merge în colectivitățile ce vor urma. Când va fi redeschisă? Când considerați că veți termina aceste lucrări pentru a reprimi copiii? Noi sperăm să redeschidem în ianuarie, acum la jumătatea lunii. Acum sper să ne ajute și vremea și toată lumea. Ce ar mai fi de făcut până atunci? Păi trebuie să terminăm de zugrăvit, după cum ați văzut se pune gresia la intrare, este și curățenia de după.
cu ajutorul primăriei ați reușit să transformați această creșă într-una care este nouă de la cap la coadă, de la mobilier, instalații sanitare. Aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte despre lucrările care au fost făcute și mai ales partea de amenajare și de mobilier. Ce pot să zic este că s-au schimbat foarte multe lucruri și în bine. Toate sunt noi, adaptate pentru copii pe care avem, între un an și trei ani avem copii aici. Cu ajutorul domnului primar și a conducerii am beneficiat de multe, multe avantaje, au fost receptivi la tot ceea ce noi am dorit și am solicitat. Ce ați solicitat? Ce s-a schimbat? Ce ați adus nou? Mobilier, absolut tot mobilierul, de la pătuțuri, saltele, parchet, instalații sanitare, văruit, absolut tot și inclusiv tot ceea ce vedeți, ca să zic așa, într-un cuvânt, absolut tot. Vă bucur ajutorul primăriei sau au răspuns pozitiv cerințelor atunci când le-ați avut? Tot timpul am beneficiat de atenția și de ajutorul dânșilor, tot timpul, deci nu a existat ceva la care dânșii să nu fie receptivi. Vă mai doriți ceva aici sau e totul complet așa cum ar trebui să fie? Eu sunt mai pretențioasă și sunt convinsă că domnii mă vor ajuta să încheiem așa, să întâmple chiar 100% transformarea și vom face pe 2019, vom schimba aici, vom face multe alte îmbunătățiri.